Mulți clasici ai literaturii mondiale și-au dedicat operele sale figurilor istorice notorii și faptelor de arme ale acestora. Într-un mod aparte și cu iscusință, ilustrul poet Mihai Eminescu reproduce în versurile sale acele evenimente. Efectele senzitive ale unei bătălii medievale sunt descrise cu o precizie neasemuită, încât se creează impresia că cititorul le-ar putea percepe. Fragment din scrisoarea a treia. Și abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium, codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplă câmpul și roiesc după un semn, și în cailor sălbatici bat cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ. Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt, și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l vin săgeți de pretutindeni, vâjâind ca vijelia și ca plesnetul de ploaie. Urlă câmpul și de tropot și de strigăt de bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare. Umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar flamura verde o ridică înspre oaste, căci cuprinse-i de pieire și în față și în coaste. Căci se clatină rărite șiruri lungi de bătălie, cad a sabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau pedeștri, colocaii se răstoarnă, când săgețele în valuri care șuieră se toarnă și lovind în față, în spate, ca și crivățul și gerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare, care vine, 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 calcă totul în picioare, durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, printre cetele păgâne trec rupându-și large uliți, risipite se împreștea dușmanilor și raguri, și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri. Ca potop se prăpădește, ca o mare turburată, peste un ceas păgânitatea e ca pleava vânturată. Acea grinde noțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic armia română. În opera sa, marele poet mereu a fost ghidat de sentimentul de profund respect față de valorile naționale. Fragment din Schițe de imn, Ștefan cel Mare. Ce zgomot de bucium și arme, ce val, când Ștefan se sue călare pe cal, răspunde Suceava din urmă, și nimeni nu știe cum tu ai ajuns, să știi de ce munții săgeat ai pătruns și a codrului cale se curmă. Răsună pământul de tropotul des, de atâta oștire de munte, de șes, răspunde sunare din nouri, cu sună de bucium la munte și plai, cu o oaste întreagă călare pe cai, cu steaguri, cu semne de bouri. Eminescu rămâne și astăzi nedescoperit pe deplin. În nemuritoarele sale opere, tema lupte pentru idealurile naționale ocupă un loc aparte. Identitatea este materia prima a destinului nostru, substanța din care noi ne alcătuim un portret care trebuie să fie mereu asemănător cu noi înșine și în același timp pe potriva veacului și a lumii în care ne aflăm. Popoarele cu destin istoric nu sunt popoare care adorm într-o identitate gata făcută, ci popoarele care sunt capabile în permanență să-și nuanțeze identitatea
în funcție de context. Mihai Eminescu. Cel mai mare poet al poporului nostru, cântăreț al gloriosului trecut al românilor, al naturii, al dragostei și al frumuseților morale ale omului, ne-a lăsat următorul testament. Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din mormântul lui Ștefan cel Mare altar al conștiinței naționale.